Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Bun, glume, oameni buni, glume, hai să vedem, glume despre căsătorie. Acum mi-au venit. Bun, căsătoria, vă zic, eu sunt căsătorit, nu știu dacă sunteți căsătoriți, e foarte ok căsătoria. Singura problemă la căsătorie, vă zic, căsătoria îți afectează viața sexuală. Da. Pentru că vă zic, în cazul meu, cazul e soția mea, la noi era ok sexual până să ne luăm, pentru că eram străini. Nu, și e mișto când faci sex cu un străin, că e străin. Nu, e exciting, e chestia aia de, oare ce boală o să iau? Oare trece doar cu... Hai să vedem. Nu, după ce ne-am căsătorit, ea a devenit nevastă mea, o cheamă ca pe mine... Acum, practic, fac sex cu o rudă. De ce? Îți jur. De multe ori mi se pare aproape incest ce facem noi acolo. Cum să faci sex cu nevastă ta? Pe mine mă cheamă Dragu, numele de familie. După ce ne-am căsătorit, ea a devenit doamna Dragu. Nu poți să faci sex cu doamna Dragu, doamna Dragu e maică mea. Aduc aminte o problemă pe care o am în viață. Nu știu în ce motiv eu atrag către mine oamenii care vorbesc mult. Oamenii care au darul vorbirii. Nu știu dacă aveți și voi. Știți oamenii ăștia? Știți omul ăla care vorbește 20 de minute în continuu fără să-ți spună o întrebare? Și dacă te întreabă ceva, răspunde tot el? Și nu știu de ce, eu am și fața asta de ascultător. Toată lumea îmi vomită mie chestiuni. Și n-am ce să fac, trebuie să-i ascult. Că nu vreau să fiu nesimțit să zic taci din gură că nu mă interesează. Nu, trebuie să bifez chestiile alea cu băi, ești de men, nu cred. Hai mă, pe bune. Zău, și tu ce ai zis? Oh my God. Sunt oameni care dau foarte multe detalii, aia e problema. Știți oamenii aia că se duc într-o vacanță, într-o țară străină, Dambadea? Și după aia vin și povestesc, bă, pe zile. Am văzut și vin cu poze, vin cu de-alea, cu aici eram în aeroport, aici când eram la hotel, aici era un Lilia. Și tot felul. Și, iubire, aici eram la hotel sau la aeroport? Eram la aeroport, mă zăpăcitule. Așa e, așa e. Mi se pare că apogeu în ceea ce înseamnă inutilitate în povestit. La atins cineva, vorbeam cu un om și mi-a zis așa, vă jur, mi-a zis... Când am fost eu prima dată în Germania, am fost în 93. Nu mint, în 94 am fost. Și ne-am zis, bă, nu te verificam. Puteai să mă minți. Adică, pe bune, nu era ca și cum verificam informația din trei surse. Când a fost ăsta în Germania? Degeaba, trebuia să-i zic și eu, mamă, ce tare. Nu mint, mă doare. Punchline. Punchline. Da. Și o altă problemă, mai am o problemă cu oamenii a căror singură bucurie este să distrugă entuziasm. Nu știu dacă știți oamenii ăștia, nu? Ei se bucură când îți distrug ție entuziasmul. Cel mai bun exemplu, când îți iei mașină. Ai văzut când îți iei mașină, indiferent ce mașină îți iei, bă, te bucuri de mașina aia, că e mașina ta. Ai văzut că indiferent că te bucuri, bă, că să găsești unul care să-ți distrugă entuziasmul. Știți? Vine așa la tine și da, mișto mașina, cât ai dat pe ea? Și tu îi zici, nu știu, 15.000. Și ăla e... Mai puneai 2.000 și luai un BMW. Deci, bă, eu am mai pus 2.000 ca să iau pe asta. Și am tot pus câte 2.000, adică am impresia că am plecat de la 2.000 de euro. Nu știu dacă sunt oameni care cred în Dumnezeu. Eu apreciez foarte mult oameni care cred în Dumnezeu. Hai să aplaude cine crede în Dumnezeu. Foarte bine, foarte bine. Da, ar fi super tare să fie Dumnezeu. Ar fi foarte mișto. Nu ar fi foarte tare să apară așa dintr-o dată? Știi, fără să nu să vină, bă, știi, să fie așa, bă, te bagă în iadă, stai, vre, Doamne, stai, da, eu cred că este Dumnezeu, dar mă întrebam dacă Dumnezeu e bărbat sau femeie. Știi că ai zice că Dumnezeu e bărbat. Care atitudine de bărbat are chestia aia de cine e șeful, eu sunt șeful? Primul pas îl fac cu drept. Dar, mi se pare... Zisel ținând stângul față. Mi se pare că Dumnezeu are și tendințe feminine și asta vedem la judecata de apoi.
Știi că și aduce aminte toate caturile pe care le-ai făcut. Bă, nu uită nimic. Și asta e o chestie pur feminină. Că dacă Dumnezeu ar fi băiat până la capăt, nici n-ar fi judecata de apoi, m-ar fi o formalitate. Te duce acolo, deschide dosarul, ce ai făcut? Ai, bă, uite, ai mințit, ai prea curvit, ai prea curvit, ai prea curvit. O nebunule, tu stai vrei, Doamne. O te trimit în iad, stai vrei. Hai, dă-i drumul de aici. Vezi că te caut să-mi povestești, golane. Dumnezeu ne-a mărit. Of, nu vă mai satur. Dar nu e oameni buni. Nu e la judecarea de apoi, e ea. E Dumnezeia. Și nu știi, te duci acolo, e impresia, cred că e secretara sau femeia care... Nu, și vine Dumnezeia care deja e nervoasă. Vine, trântește dosarul tău pe masă. Cum îți permis să-ți arăți fața după ce ai făcut? Ești, wow, dar ce am făcut? Știi bine ce ai făcut, femeia ar scârbă. Te uiți la avocatul tău, nen, ce se întâmplă? Ăla-i... Zi da. Da, îmi pare rău, nu-ți pare rău. Marș în iad de aici, îmi vine să vomit când te văd. Și te duci în iad la avocat. Bă, dar ce rost mai avea procesul ăsta? Ăla e, taci. Te duci în iad, acolo e diavolul care fierbe vreo 3000 de bărbați. Treci încoace. Bă, niciun city break în 3 ani. Bă, proști sunteți, bă, proști. Mai este cât un cap. Cum că am fost la Brașov? Taci în... City break la Brașov. Hai, mamă. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc frumos că a fost un public absolut acceptabil. Show-ul continuă. Cât costă? Hai, vino cu a. Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.